Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă lecție de italiană pentru români. Deci a început sezonul cald, încă nu este vara, dar va fi foarte curând. V-ați gândit deja unde veți merge în concediu, în vacanță? Deci dacă da, scrieți-ne prin comentariile voastre și spuneți-ne unde veți merge, unde veți pleca anul acesta. Ați observat cât de tare este soarele? Haideți să începem. Astăzi vorbim despre termeni pe care îi folosim în ceea ce privește rudele noastre. Bineînțeles, nu putem începe altcumva dacă nu de la mamă. Mamă se spune în limba italiană, se poate spune în limba italiană madre sau mamma. La plural, mame va fi ori mamme, ori madri. În schimb, tată, în limba italiana, se spune or padre, or papà. În schimb, la plural, deci va fi tați, se spune padri, or papà, tot la plural. I papà, il papà, fie la singular, fie la plural. Figlio. Figlio înseamnă fiu, la singular, masculin. Figlia, fica, deci la singular, feminin. La plural, copii, se va spune figli. G, L, I în italiană se citește I, ca un singur cuvânt. Mamă și tată, bineînțeles, sunt părinți. Părinți, în limba italiană, se spune genitori, la plural. La singular, genitore. Mama este un genitore, tată este un alt genitore. Copiii între ei sunt frații, sono fratelli, se spune, indiferent de sex. Dacă facem referire numai la sex masculin, adică dacă avem doi copii de sex bărbătesc, vom spune tot fratelli, doi sau trei fratelli, frații. Dacă avem o sora și un frate, împreună ei tot sunt copii, sunt fratelli, sunt frații. Dar dacă este vorba numai despre două persoane de sex feminin, ele vor fi surori, deci sorelle. Frate, la singular, se spune fratello. Sora, la singular, se spune sorella. Soț. Soț, în italiano, la singular, se spune marito. Soție va fi moglie. Unchi. Unc, în italiano, la singular, masculin, este zio. La feminin, zia va fi mătușa. Bunică. Bunica în italiana se spune nonna. Bunic, masculin, nonno. Împreună, plural, bunici, nonni. Strabunica se spune bisnonna. Deci înseamnă de două ori bunica. Bisnonna este compus de două cuvinte. Strabunic, foarte simplu, bisnonno. Împreună, plural, străbunici, bisnonni. Genere, în limba italiana, se spune pur și simplu genero. Nora, în limba italiana, va fi nuora. Se adaugă numai o litera U. Deci, dacă vorbim despre bunici, străbunici, nu putem să nu vorbim despre nepoți. Nepot, la singular, se spune nipote. La plural, nepoții, va fi nipoti. Dar interesant că în limba română se face deosebire între gen feminin și masculin. Nepoțica, de pildă, va fi de gen feminin. Dar în limba italiană nu are gen acest cuvânt. Nipote se folosește fie la în caz masculin, fie în caz feminin. De pildă, eu dacă spun o un nipote, eu am o un nepot, scuzați, mă refer, bineînțeles, la un băiat. Dacă spun o una nipote, schimbă totul numai din articolul nehotărât. Una, bineînțeles, feminin, va fi o nepoțică, o nepoată.
dar in limba italiana si spune tot nipote, numai articolul face deosebirea. Am lăsat în urma cei mai importanți pentru această lecție în mod deosebit. Așteptați un pic. Ciao! El este mio suocero, lui e mio suocero, deci socrul meu. Lei e mia suocera, soacra mea. Loro sono i miei suoceri, deci socrii mei. Ea e soția mea. Salutare a tuturor, mă numesc Silvio. Trimite salutarele mele în mod deosebit la rumenii care se află în Puglia. E magnamici sti strascinata! No! Bine, dragilor, cum ați văzut, am auzit și ceva dialect din Puglia, un lucru foarte interesant. De fapt, vom vorbi și despre acest lucru. În Italia sunt multe dialecte, foarte deosebite între ele. Deci, noi vă salutăm, vă dorim o seară plăcută și o vacanță plăcută dacă deja ați plecat. Și nu uitați să ne scrieți unde vreți să plecați sau chiar unde sunteți în concediu, chiar în acest moment. Deci, vă salutăm, ne vedem săptămâna viitoare și ciao!